Cei peste 2000 de puieți au fost plantați marți dimineață în perimetrul ocolului Silvii Gârcina de aproximativ 50 de elevi, ajutați de lucrătorii silvici și de reprezentanții Agenției de Mediu. După cum se vede și în jurul nostru, suntem în cadrul unei dintre șantierele de împăduriri pe care noi le-am făcut publice în media la începutul perioadei lunii pădurii. Activitatea se derulează din dimineața acestei zile și o bună parte este plantată. Suntem în UP4 Bodești, parcela 13, unde se plantează o suprafață de 0,3 hectare. Păi, îți puteți spune aici. O să fie puși aproximativ 2000 de puieți de gorun și de paltin de munte. Noi avem o deschidere totală pentru aceste parteneriate în care s-a ajuns ca după ani și ani de zile tineretul, mă refer tineretul nu neapărat tinerii de la liceu, cei și mai mici, participă la acțiuni în natură și iubesc natura și eu mă bucur foarte mult pentru lucrul ăsta. Și învață la fața locului cum să plantezi un copac numai din cărți. Și fiți convins că nici nu o să uite. 120 de ani vor trece până când gorunii de astăzi vor ajunge la maturitate și vor putea fi eventual exploatați. Avem o legătură strânsă cu direcția Silvic, avem contract cu dânșii, ne-au chemat, am venit cu cea mai mare plăcere, suntem foarte mulțumiți, am avut o acțiune foarte frumoasă, copiii au învățat multe lucruri și suntem foarte, foarte bucuroși că a reușit această acțiune. Am plantat puieți, făcut vetre, am regenerat practic pădură. E greu de plantat un puiet? Da, greu, dar cu gândul că regenerezi pădurea, nu mai e greu.